Bună seara! Suntem la debutul unei noi săptămâni în care, din păcate, vedem o creștere îngrijorătoare la nivelul tuturor indicatorilor relevanți a epidemiei de COVID-19 în România. Ne confruntăm cu o transmitere comunitară accentuată în capitală și în multe județe, fapt care se reflectă în numărul foarte mare de infectări zilnice și în gradul de ocupare a paturilor la terapie intensivă, care riscă să atingă foarte curând un prag alarmant. Dar cel mai dramatic este că, în ciuda eforturilor uriașe ale medicilor, mulți, prea mulți români pierd zilnic lupta cu acest virus. În spatele tuturor cifrelor și statisticilor seci, se află familii îndurerate și o suferință profundă. Suntem deja într-o etapă dificilă, într-un așa numit val 2 al epidemiei, care se înregistrează și în majoritatea țărilor europene și este imperativ să inversăm acest trend negativ. Nu înseamnă că trebuie să intrăm în panică, dar este un act de maximă transparență să comunicăm toate aspectele care să-i facă până și pe cei mai reticenți dintre noi să conștientizeze gravitatea situației. Doar înțelegând corect imaginea de moment, putem ca împreună cetățeni și autorități să depășim cu bine această criză fără precedent. Fără un efort colectiv, va fi însă imposibil să reușim. De aceea fac din nou apel la cetățeni să fie prudenți și să respecte cu strictețe toate reglementările în vigoare. Dincolo de regulile preventive adoptate de autorități, sunt lucruri simple pe care le putem face fiecare dintre noi, așa cum spun de fiecare dată, purtatul măștii în public, indiferent că vorbim de spații închise sau nu. Pentru a ține sub control această epidemie la nivel național, este obligatoriu să întrerupem lanțul cauzal care facilitează înmulțirea necontrolată a infectărilor. Nu ne putem permite supraaglomerarea spitalelor și imposibilitatea secțiilor de terapie intensivă de a mai primi și trata cazurile severe. În acest sens, am solicitat prim-ministrului și ministrului Sănătății să evalueze în timp real necesarul de paturi de la terapie intensivă și să crească, de fapt, capacitatea secțiilor de terapie intensivă pentru a fi pregătite și pentru situații mai grave. Dragi români, știu cât de grele și epuizante au fost aceste luni în care viața noastră s-a schimbat radical. Vom ajunge să ne bucurăm din nou de toate activitățile cu care eram obișnuiți, cu atât mai repede, cu cât vom stopa creșterea periculoasă a ratei de îmbolnăviri. Restricțiile sunt doar de moment. Unele activități la care renunțăm acum pot fi recuperate, însă viețile și mai ales viețile celor dragi nouă nu le mai putem aduce înapoi. Totodată, sănătatea celor care se îmbolnăvesc de COVID-19, odată afectată, este mult mai greu de redobândit. Contestările permanente ale regulilor sanitare și ale măsurilor restrictive întrețin o stare de neîncredere, cu efecte nocive majore asupra sănătății publice. Experiența din ultimele luni arată clar că situația poate fi ținută sub control, prin respectarea normelor sanitare și prin luarea unor măsuri stricte atunci când este nevoie, pentru perioade limitate de timp.
Acum avem mult mai multe informații medicale despre virus, iar autoritățile se adaptează permanent și învață, inclusiv din propriile greșeli, pentru a lua măsurile necesare. Este mult mai ușor să respectăm acum măsurile sanitare și să fim foarte precauți, decât să regretăm mai târziu că nu am făcut absolut tot ce a ținut de fiecare dintre noi pentru a salva viețile celor dragi. Ne aflăm într-o perioadă de răspândire galopantă a coronavirusului. Să nu ne amăgim singuri. Această etapă nu va trece de la sine. O vom putea depăși cu bine, doar respectând cu strictețe regulile și încurajându-i pe toți cei din jurul nostru să facă la fel. Suntem o națiune puternică. Este momentul să o dovedim din nou. Vă mulțumesc. Dacă dumneavoastră din sală aveți întrebări, vă rog. Bună seara, domnule președinte, Andreea Bratu, Digi24. Potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică, astăzi acel coeficient de infectare în capitală calculat la 1000 de locuitori este de peste 3, pentru că au calculat în funcție de persoanele cu rezidență. De cealaltă parte, tot astăzi, grupul de comunicare strategică a transmis faptul că acel coeficient este mai mic, 2,69, deoarece au calculat în funcție de persoanele cu domiciliu în București. Specialiștii spun că este greșit să calculezi în funcție de domiciliați, ar trebui să fie făcut acel calcul în funcție de rezidenți. Și în acest context aș dori să vă întreb, v-au explicat reprezentanții guvernului de ce calculează diferit acest indice de infectare, prin acest calcul amânând practic aplicarea unor noi restricții? Da, este ciudat că două instituții guvernamentale dau două rezultate diferite. După părerea mea, este urgentă nevoie de corelarea datelor între aceste instituții și aștept ca guvernul să clarifice aceste probleme de urgență. Bună seara, domnule președinte, Oana Bâlă, Radio România. La sfârșitul săptămânii trecute, dar și în discursul din această seară, le recomandați românilor să poarte mască chiar și în spațiile deschise. Considerați că în acest moment este nevoie ca purtarea măștii să devină obligatorie în toate spațiile publice și mă refer aici la București, dar și în celelalte localități unde rata infectării cu COVID-19 este ridicată? Este recomandarea pe care am făcut-o imediat după ce am finalizat vizita și discuția de la Institutul Național de Sănătate Publică, unde am discutat cu experții de acolo in extens această chestiune. Este o recomandare pe care o fac, fiindcă eu sunt de aceeași părere ca și experții de la INSP, că este bine să purtăm tot timpul mască de protecție de acest tip când suntem în preajma altor persoane, indiferent că suntem înăuntru sau afară. Dacă această recomandare se va transforma în obligație, însă vom vedea în funcție de ce decizii va lua Comitetul Național, care are și el experții lui și cu siguranță vom ajunge în faza în care dacă numărul de infectări depășește un anumit nivel, să ajungem la purtarea obligatorie a măștii. Mulțumesc! Bună seara, Tudor Curtifan, de CNews Defense România. În urmă cu câteva zile, ambasadorul Statelor Unite a declarat sprijinul SUA pentru două proiecte de infrastructură. E vorba de o autostradă și o cale ferată care vor lega portul Constanța de portul Gdańsk din Polonia. Sunt două proiecte care fac parte din inițiativa celor trei mări. Vor fi străbătute țări din NATO și din Uniunea Europeană. Va fi legat practic flancul estic de flancul sudic.
atât din punct de vedere civil cât și militar. Întrebarea mea este care va fi sursa de finanțare a acestor proiecte și orizontul de timp. Mulțumesc. Sunt două megaproiecte de infrastructură care au fost discutate și la întrunirea din 2018, care a avut loc exact în această sală, aici, la București. Între timp s-au făcut pași importanți, s-au asociat camere de comerț, s-a început construirea unui fond de investiții și eu cred că săptămâna viitoare, când vom avea de data aceasta o întrunire în format videoconferință, vom face noi pași în direcția realizării acestor proiecte. Fiind proiecte foarte mari, nu m-aș aventura să spun cam în ce interval de timp ar putea fi realizate, dar este important de înțeles că aceste proiecte sunt vitale pentru regiunea noastră, fiindcă ele vor face legătura pe axa nord-sud, care este de mare interes și pentru țara noastră, și eu voi pleda pentru pași hotărâți în direcția realizării acestor două proiecte. Bună seara, domnule președinte, Xenia Croitoru, Antena 3. Aș dori, vă rog, să vă adresez o întrebare, având în vedere că de fiecare dată v-ați declarat mulțumit de activitatea guvernului și de măsurile luate în situația de pandemie, iar în prezent, în continuare, vorbim despre faptul că Monica Anisie, domnul Tătaru și domnul Vela se află în funcții. Voiam să vă întreb cine credeți că se face responsabil pentru faptul că în aceste zile au crescut cazurile de COVID-19 și dacă dumneavoastră vă asumați în continuare organizarea alegerilor parlamentare din luna decembrie, pentru că ați susținut în repetate rânduri că aceste alegeri vor trebui să se desfășoare. Cu toate acestea, iată că numărul de cazuri de COVID-19 crește de la o zi la alta. Mulțumesc. Din păcate, această evoluție a pandemiei este de observat nu doar la noi, ci în întreaga Europa, și ar fi o scuză foarte ieftină să căutăm un politician sau mai mulți politicieni vinovați. Guvernul și eu și alte autorități s-au străduit și se străduiesc în continuare să facă tot ce este posibil pentru a preveni extinderea acestei pandemii la noi în țară. Rezultatele sunt cele pe care le vedem. Nu am ajuns încă într-o situație critică în ce privește locurile de la terapie intensivă, în continuare se extind aceste facilități. Este însă clar că în acest moment trebuie să luăm măsuri mai hotărâte dacă vrem să încetinim răspândirea acestei pandemii. Pe de altă parte, trebuie să vedem în ce fel de societate vrem să trăim. Dacă vrem să trăim într-o societate panicardă, care se ascunde, sau dacă vrem să trăim într-o societate care respectă regulile, dar își duce viața democratică mai departe. Esența democrației stă în alegeri, alegeri libere. În măsura în care mandatul acestui Parlament se termină în decembrie, este obligatorie realizarea unor alegeri libere pentru a avea un nou Parlament cu puteri depline, iar acest lucru se va întâmpla pe 6 decembrie. Bună seara, Iasmin Ardelean, știrile Canal D. După 7 luni de pandemie, din care 3 luni de vacanță școlară, este pregătit în acest moment sistemul de învățământ pentru învățământul exclusiv online în cazul în care s-ar trece în scenariul roșu? Trebuie să evităm știri panicarde și descrierea unor situații extreme care, sigur, teoretic sunt posibile. Eu cred că autoritățile trebuie să încerce să mențină școala în funcțiune atât de mult cât se poate. Sigur, în măsura în care numărul de bolnavi crește peste o anumită limită, se va trece la învățământ online.
dar nu peste tot și nu dintr-o dată. Față de lunile martie, aprilie, mai, s-au făcut progrese semnificative în sistemul educațional, în școlile din România. Directorii, managerii, profesorii, personalul auxiliar și elevii au învățat între timp cum să folosească online-ul pentru a nu pierde prea mult din lecții. Și acesta este un proces. Nu este o situație care până într-un moment este într-un fel și dintr-o dată este altfel. Este un proces de învățare pentru toate părțile implicate și da, s-au făcut progrese semnificative. Bună seara, domnule președinte, Mioara Costin, Realitatea Plus. Ieri premierul Ludovic Orban a declarat că personal va propune existența unor restricții care să se aplice de luna aceasta după ce se prelungește starea de alertă și vorbim de sistarea evenimentelor private de tip nunți sau botezuri, evenimente cu substrat pozitiv, așa cum le-ați numit dumneavoastră. Voiam să vă întreb dacă personal sunteți de acord cu această restricție care ar urma să fie impusă și dacă considerați că se impun și alte restricții. Pentru că, spre exemplu, premierul Ludovic Orban susținea că există două posibilități. Fie ca aceste evenimente să fie sistate de tot, fie să se organizeze cu un număr mai mic de 20 de persoane. Aceste lucruri vor fi analizate în primul rând de către experți, de specialiști, iar Comitetul Național va propune Guvernului măsurile care se impun. Ce pot să vă spun este că în situația în care avem o creștere evidentă a cazurilor, este la fel de evident că anumite măsuri, anumite restricții trebuie impuse pentru a stopa cât se poate de mult această creștere. Care sunt aceste măsuri, va fi propus de experți și aprobat de guvern. Mulțumesc. Seara, Cristian Ștefănescu, Deutsche Welle și DGFM. Aș reveni la acea primă întrebare legată de incidentul de astăzi în care două instituții pe orizontală ale statului au comunicat informații contradictorii. Considerați că există vreo legătură între această situație, care nu este prima și probabil nu va fi nici ultima, și faptul că multe dintre funcțiile, pozițiile cheie din astfel de instituții sunt ocupate de persoane cu calificări academice îndoielnice, cu diplome false sau chiar diplome lipsă? Cu siguranță există și aici o legătură, dar trebuie să fim fair, adică trebuie să-i tratăm pe cei în funcție, fiindcă aceste necorelări nu au apărut ieri sau alaltăieri. Aceste necorelări au apărut în ultimii 30 de ani, când foarte multe persoane au fost promovate fără să fie real competente pentru pozițiile pe care le-au ocupat și în majoritatea anilor, după cum ne amintim, probabil majoritatea din această sală a guvernat în România PSD-ul, care a promovat, știm foarte bine, persoane de multe ori fără competențe, dar cu susținere politică solidă. Acum, sigur, e mult de reparat și asta se numește reformarea statului, pe care mi-o doresc eu foarte mult. Cunosc aceste probleme, ele trebuie eliminate. Și dacă îmi permiteți, asta este o problemă care s-a autorezolvat cumva, fiindcă după scurt timp a revenit și INSP și s-au pus de acord asupra acestor date. Dar sunt multe alte chestiuni care vin din ultimele decenii, trebuie corectate, trebuie reparate, trebuie puse într-un cadru foarte clar și ordonat pentru a permite să mergem mai departe cu totul altă viteză decât cea din trecut. Bună seara, domnule președinte, Alina Manolache, Libertatea. Seara. Domnule președinte, dacă ne raportăm la o populație a Bucureștiului de 2,5 milioane de locuitori, cum a spus prefectul, deși este discutabilă cifra, am văzut că nici autoritățile nu prea știu,
rezultă o densitate a populației în București de 11.000 de locuitori. Este mai mare decât la Roma, Madrid sau Berlin și este foarte greu de gestionat o pandemie când ai un oraș atât de mare cu o densitate atât de mare a populației. Dumneavoastră ați făcut o vizită la Institutul Național de Sănătate Publică și ați apreciat activitatea de acolo, ați spus că ați avut o discuție lungă și despre situația privind pandemia. Totuși, din relatările cititorilor Libertatea și nu numai, rezultă că situația nu este atât de roz. DSP nu răspunde la telefon, anchetele epidemiologice întârzie sau uneori chiar nu se fac, iar INSP în aceste condiții nu are întotdeauna cifrele ca să aibă niște statistici relevante. Nu întâmplător am făcut această introducere mai lungă și vă rog să mă scuzați pentru asta, însă v-a comunicat în discuția pe care ați avut-o cu cei de la INSP, v-au comunicat indicatorul care arată pentru ce procent din populație se cunoaște sursa infectării, este unul dintre cei mai importanți indicatori din metodologia INSP și care arată eficiența sistemului de a gestiona o pandemie. Un sistem pe care dumneavoastră l-ați apreciat în multe rânduri și acesta ar fi un indicator matematic al eficienței. Vi l-au comunicat, public nu se cunoaște. Să vă răspund în două faze. Prima fază este un virus nou, în ghilimele, în termen medical, fiindcă nu se cunosc încă toate datele, nu se cunosc absolut toate statisticile și în fiecare zi, în fiecare săptămână, cercetătorii găsesc date noi, fac cercetări noi, fac studii noi și în acest fel informația devine din ce în ce mai bogată și îi ajută pe cei care lucrează, de exemplu, la vaccin să lucreze la un vaccin mai eficient, pe medici să folosească tratamente mai adaptate pacientului, pe cei din industria farma să producă medicamente care previn intrarea în stări dificile ale multor pacienți. Aceste lucruri sunt evident pozitive, și cei de la INSP mi-au prezentat câteva studii științifice care se realizează și la ei, dar care s-au realizat și în altă parte. Este un proces continuu. Nu au nici ei toate datele, cum nu are nimeni încă toate datele. Lucrurile sunt în desfășurare și acest fapt face să devină destul de dificil de gestionat această pandemie. Dacă ar fi fost simplu, n-am fi avut atâtea cazuri și n-ar fi avut alții cu sisteme medicale foarte performante atâtea cazuri. Dar dacă doriți, prin biroul de presă, putem să vă punem în legătură cu INSP-ul și o să vă pună la dispoziție toate datele concrete pe care le consideră că pot fi făcute publice. Permiteți-mi o secundă, domnule președinte, și îmi cer încă o dată scuze. Astăzi, Organizația Mondială a Sănătății a pus purtarea măștii și distanțarea socială la egalitate cu capacitatea autorităților de a urmări cazurile ca să putem să gestionăm pandemia. De aceea, acest indicator este important. Așa este. Mulțumesc. Mulțumesc. Bună seara, Gabriela Mihai, B1 TV. Ceva mai devreme ați declarat că toate contestările permanente ale regulilor sanitare și ale măsurilor restrictive întrețin o stare de neîncredere. Prin urmare, aș vrea să vă întreb cum comentați toate criticile aduse de Patriarhia Română guvernului, după ce știm că guvernul a anunțat că se anulează pelerinajele de la Iași, în speță și cel de la București, de Sfântul Dimitrie. Da. Sincer, nu mi-am dorit și nu m-am așteptat să asist la un dialog via media. Cred că un dialog direct între cele două mari și importante autorități ar duce la soluții mai bune. Dacă îmi permiteți, cei din cadrul Patriarhiei Române au precizat că nu au fost consultați în privința anulării acestor pelerinaje. Păi, tocmai de aceea am spus ce am spus, că mai mult dialog ar face mai bine.
Bună seara, domnule președinte. Florentina Pea, de la Agenția Națională de Presă, Agerpres. Camera Deputaților tocmai a adoptat în calitate de for decizional un proiect de lege cu privire la acordarea unui stimul, unui stimulent pentru personalul din învățământ. Cum vedeți acest proiect de lege și ce veți face dacă va ajunge la dumneavoastră? N-am citit proiectul, cum el nu a ajuns la mine. Când va ajunge, îl vom citi, îl vom parcurge cu mare atenție. Vom solicita guvernului un punct de vedere să vedem dacă există fonduri disponibile pentru așa ceva și vom lua decizii în consecință. Dacă îmi permiteți, dumneavoastră, considerați că personalul din învățământ ar trebui să primească un astfel de stimul în contextul pandemiei de COVID-19? Dacă merită, evident că merită. Întrebarea care se pune este dacă în această etapă momentan se poate. Dar de meritat, merită, sprijiniți și medicii, personalul medical, dascălii. Cred că toată lumea își dă seama că aici este vorba de marile sisteme care țin societatea în funcțiune și care ne pregătesc pentru viitorul nostru. Dar dorința de a sprijini și de a stimula activitatea lor este o parte și este dorința mea să facem aceste lucruri, însă putința se măsoară din nefericire și în bani, iar în situația unei contracții economice, banii sunt mai puțini decât ne-am fi dorit. Bună seara, domnule președinte, Gelina Vatkovici, România TV. Seara. În câteva zile urma să expire starea de alertă și în contextul în care avem o creștere constantă a numărului de cazuri și gravitatea este una evidentă, considerați că ar trebui ca starea de alertă să fie prelungită cu alte 30 de zile sau chiar până la finalul anului? Vă mulțumesc. După părerea mea este foarte clar că starea de alertă trebuie prelungită și sunt convins că va fi prelungită. Dar cu ce perioadă? Bănuiesc că în această fază va fi prelungită cu încă o lună de zile. Bună seara, domnule președinte, Dan Tăpălagă, G4 Media. Ați vorbit, domnule președinte, la începutul conferinței de presă despre situații îngrijorătoare din cauza creșterii numărului de infectări, ați vorbit despre praguri alarmante, dar și despre nevoia de măsuri mai ferme. Dumneavoastră, domnule președinte, aveți, dumneavoastră înșivă, un instrument puternic, el se numește starea de alertă sau declararea stării de alertă, nu atât pe întreg teritoriul României, puteți să o faceți și zonal, puteți să declarați stare de alertă regional, punctual, și ați spus în repetate rânduri că nu vă doriți să declarați din nou, să apelați la acest instrument. Întrebarea este de ce, dacă ne puteți explica de ce nu considerați necesară instalarea stării de urgență, repet, pe zone, pe București sau în alte localități unde situația este alarmantă și sunt praguri îngrijorătoare, cum spuneați, asta în condițiile în care există țări, ca Italia sau Spania, care au impus, au revenit la starea de urgență parțial și alte țări, ca Cehia sau Slovacia, care au impus-o de-a dreptul. Vă mulțumesc. Da, cred că aș vrut să vă referiți la starea de urgență, nu la starea de alertă. De urgență. Comparația cu alte țări este mai complicată, fiindcă nu există o definiție universal valabilă sau european valabilă pentru starea de urgență. Ceea ce declară alte state din zona noastră sau, mă rog, din Spania, este mai degrabă similar cu ce se numește la noi starea de alertă. Starea de alertă permite instituirea cam tuturor restricțiilor și măsurilor care sunt necesare pentru a gestiona o astfel de pandemie. Exact din acest motiv s-a creat o lege specială pentru această stare de alertă și de când această lege, care a fost tergiversată la vremea respectivă de PSD în Parlament, probabil vă amintiți, deci de când există această lege specială,
Guvernul a putut să ia măsurile care se impun pentru gestionarea epidemiei, gestionarea pandemiei. Deci nu este nevoie acum de stare de urgență. Dacă, Doamne ferește, ajungem în situația să nu mai fie suficiente măsurile posibile prin legea care descrie starea de alertă și trebuie să impunem alte restricții ale libertăților, atunci este de evaluat dacă se introduce local, regional sau național, nu cred că va fi cazul, starea de urgență, în măsura în care experții noștri, medicii noștri vor veni cu aceste solicitări, le vom discuta. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, tocmai asta era întrebarea, care este acest moment sau care este momentul în care veți considera că este necesară o discuție despre instalarea stării de urgență, repet, nu național, ci punctual sau regional, asta în condițiile în care măsurile despre care ați vorbit, luate de guvern, am văzut că nu funcționează, nici în materie de distanțare socială, respectare de reguli, purtare de mască, etc. Iar ideea, cred, nu să așteptăm ca ATI și sistemul sanitar să fie complet depășit, acum mai sunt locuri, dar suntem într-o situație dramatică din punct de vedere sanitar, la un pas de catastrofă, cred. Da. În momentul în care va exista o astfel de solicitare, o voi analiza cu absolut toată seriozitatea. Mulțumesc. Bună seara, Ramona Vramescu, Televiziunea Română. Domnule președinte, în mod destul de neobișnuit față de alte scrutinuri, Biroul Electoral Central a comunicat rezultatele finale oficiale ale alegerilor locale la 2 săptămâni după ce acestea au avut loc. În tot acest timp, nimeni de la BEC sau de la Autoritatea Electorală Permanentă nu a dat vreo explicație pentru întârziere. Au apărut, în schimb, speculații în legătură cu deficiență la softul de numărare și de atribuirea mandatelor. Dumneavoastră ați primit vreo explicație în legătură cu această întârziere? Eu am primit rezultatele atunci când au apărut ele, dar explicațiile vor trebui date fie de BEC, fie de AEP, care a gestionat aceste proceduri. Deci nu aveți informații că ar fi existat deficiențe cu acele softuri? Nu am primit și nu am solicitat astfel de informații. Deci lucrurile au durat mai mult, probabil datorită procedurilor de contestare și recontestare pe care am putut să le urmărim în direct la televiziunile de știri. Mulțumesc. Bună seara, Larisa Bernaschi, observator Antena 1. Domnule președinte, timp de câteva luni am fost în lockdown, au fost închise majoritatea firmelor, adică multe dintre firme. Aș vrea să vă întreb în primul rând cât ne-a costat economic vorbind acea perioadă și dacă România își mai permite în acest moment să mai închidă firmele. Vedem că în ultimele zile au început, spre exemplu, restaurantele, barurile au fost închise. De acolo vine o parte din economie. Practic, vedem din nou persoane care intră în șomaj, vedem afaceri închise și vă întreb dacă ne mai permitem ca țară să mai închidem încă o dată firmele. Ca țară ne permitem să facem tot ce putem să facem pentru sănătatea concetățenilor noștri. Este evident că nu putem să intrăm într-o logică simplistă, să măsurăm vieți contra firme. Așa ceva este inadmisibil. Noi ne străduim foarte mult să dăm tot ce putem sistemului medical, să ajutăm medicii, să ajutăm personalul medical, ca în definitiv să fie ajutați oamenii care ajung la spital. Pe de altă parte, din motive de restricții care au fost necesare la momentul respectiv și din păcate sunt necesare și acum, firmele au dificultăți. Este o realitate tristă cu care ne confruntăm. Exact din acest motiv, guvernul a venit cu tot felul de măsuri de a stimula revenirea la activitatea. Multe firme, între timp, au trecut integral sau parțial la lucrul de la domiciliu și așa mai departe. Încearcă să se adapteze.
nu toți reușesc și guvernul va continua să vină cu măsuri de sprijin, cu măsuri speciale sectoriale. Această pandemie ne costă scump, este un fapt, dar împreună cu guvernul căutăm cele mai bune căi pentru a avea și o grijă foarte pronunțată pentru românii care se îmbolnăvesc, pe de altă parte o grijă specială pentru sănătatea publică, pentru a îngrădi răspândirea pandemiei, dar și grija pentru diferitele sectoare ale economiei care sunt unele grav lovite de această evoluție. Este o ecuație extrem de complicată, nu poate fi simplificată artificial și practic trebuie să lucrăm pe toate fronturile simultan și pot să spun că în această situație guvernul împreună cu mine ne-a mișcat bine. Bună seara, domnule președinte, Iulia Pet cu știrile Pro TV. Aș insista, dacă îmi permiteți, pe această dispută dintre modul în care se raportează rata infectorilor între Institutul Național de Statistică de Sănătate Publică și Grupul de Comunicare Strategică. Totuși, au trecut 7 luni de când aceste date nu se potrivesc de la o instituție la alta, de când există aceste nepotriviri în informarea publică și aș fi vrut să vă întreb dacă dumneavoastră ați cerut vreodată lămuriri de ce aceste neconcordanțe. Totuși, cei de la INSP trimit informațiile și către Organizația Mondială a Sănătății și către alte instituții europene și dacă nu cumva această nepotrivire între cele două cifre a contribuit și la neîncrederea oamenilor în autorități. Nu cred că a contribuit semnificativ la neîncrederea în autorități. Aici alți factori au contribuit, însă am solicitat guvernului să-și facă ordine în propriile instituții foarte rapid. Nu putem să trăim cu două statistici diferite pentru același lucru. Bună seara, Sebastian Zacman, ziarul Adevărul. Domnule președinte, am observat că refuzați categoric amânarea alegerilor pentru luna martie, deși Constituția ar permite acest lucru. Să înțelegem că, din estimările dumneavoastră, că dumneavoastră estimați de fapt că și în luna martie și în primăvară vom avea tot mii de cazuri, de noi cazuri pe zi? Am întrebat pe mai mulți experți, medici, specialiști. Niciunul nu a reușit să-mi spună cu mâna pe inimă că în martie va fi mai bine decât în decembrie. Deci să ne așteptăm la un scenariu comparabil cu cel de acum. Deci să ne așteptăm, dacă avem noroc, fiindcă nu depinde deloc de noi, dacă avem noroc și se găsește un vaccin viabil, atunci să ne așteptăm la o îngrădire și cu ajutorul vaccinului acestei pandemii. Mult mai bine este să ne bazăm pe noi, să purtăm mască, să păstrăm distanța și să ne ocupăm de igienă. Trebuie să recunoaștem și să înțelegem că iarna lucrurile sunt mai complicate. Intrăm în plin sezon de gripă. Se suprapune gripa cu pandemia de COVID-19. Din cauza vremii reci, oricum mai mulți oameni vor avea tot felul de viroze. Și lucrurile vor fi din ce în ce mai complicate. Dar sper că nu e o surpriză pentru nimeni dacă spun că purtatul măștii, păstrarea distanței și o igienă foarte serioasă ajută la prevenirea tuturor bolilor sezoniere, nu numai la prevenirea îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2. De aceea, această recomandare pe care o fac mereu, din nou, este cu siguranță o recomandare care
ne ajută pe toți să trecem mai ușor prin iarnă. Însă, nimeni până acum dintre experți, repet, nu mi-a spus că în martie va fi mai bine decât în decembrie pentru alegeri. Mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor, vă doresc multă sănătate!